Binecuvântat să fie Domnul Iisus, că suntem în casa Lui, în această după-masă. Biblia spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Mă bucur să fiu în casa Domnului aici la Elim. Cred că întâlnirea din seara asta este, pe lângă invitația care mi-a fost făcută, este una providențială. M-am bucurat și am fost surprins plăcut în biroul bisericii să-l întâlnesc pe fostul meu coleg și prieten, fratele Gelu Strâmbu de la Florida. Când am auzit că cineva din Florida e aici cu un grup de tineri, m-am dus cu gândul la fratele Gelu și m-am bucurat să-l revăd. Domnul să-l binecuvânteze pe el și familia lui și grupul din Florida. Apoi am fost și pe la Adelaide, e drept că de mult, prin 2007-2008. Și tot aici, în după masa asta, m-am întâlnit cu cineva din Spania, de la Saragossa, Biserica Betania. Dincolo de toate acestea, suntem aici ca frați și așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu și în continuare. M-ați primit cu multă căldură în această seară și mă rog Domnului să încălzească inimile noastre prin cuvânt în seara asta. Am ales să predic în direcția în care a bătut sau a început deja să bată vântul. S-a vorbit despre păcat, despre iertarea de păcate. Și eu vreau să predic tot în direcția aceasta. Pe lângă textul din Marcu 6, vreau să mai citesc trei versete care sunt de fapt un rezumat al celor citite de fratele păstor, fratele Dumitru. Luca, în capitolul 3, spune așa, versetul 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri, dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, versetul 20 spune, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Mai citesc două versete. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16 și 18. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Și apoi există o afirmație. Este un păcat care duce la moarte. Nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Așadar, despre păcat vreau să predic ceva în această seară. Frați și surori, stimați ascultători, domni și doamne, asistăm în vremea aceasta la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent în lumea în care noi trăim. Nu mă îndoiesc de faptul că întotdeauna păcatul a fost în lume, de când a intrat în lume prin primul Adam. Nu mă îndoiesc că nu de puține ori Dumnezeu, când păcatul a ajuns la culme, a nimicit oamenii aceia care au trăit în păcate. Vremea în care noi trăim astăzi este o vreme în care, așa cum spuneam,
Și mă repet, asistăm la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent. Nu cred că trebuie să vin cu o listă de păcate și să prezint mult tabloul lumii în care noi trăim astăzi, dar mă voi folosi de un citat pe care cineva l-a rostit spunând următoarele cuvinte: când practicile sodomite vor fi legalizate, lucrul acesta va însemna sfârșitul lumii. Acesta e tabloul lumii în care noi trăim, din păcate. Pe de altă parte, nu doar că asistăm la o escaladare a păcătoșenii fără precedent, asistăm la o minimalizare a păcatului fără precedent. Asistăm la o minimalizare a păcatului fără precedent. Astăzi aproape nimic nu mai este păcat. Aproape nimic nu mai este păcat. Înainte de a vă spune sau anunța subiectul predicii din seara aceasta, vreau să mă folosesc de câteva versuri dintr-o poezie despre păcat. O poezie pe care într-o duminică după slujba de dimineață un frate mi-a înmânat-o, mi-a adus-o la biserică. Și poezia aceasta spune așa: păcat e tot ce duci prea greu și prea în zadar și prea gemând, când zborul larg spre Dumnezeu m-ar vrea sau te-ar vrea mult mai aprins luptând. Păcat e tot ce arzi sau ard din vis, din piept, din timp și din priviri, pe un drum străin de paradis și de seninele trăiri. Păcat e tot ce ascund sub gând sau sub cuvânt sau sub condei, ce nu-i păcat în alți cântând, curat când dau, curat când iau. Păcat e tot ce nu-i frumos și nu-i senin și nu-i curat, ce nu-i făcut pentru Hristos, păcat e tot. Păcat, păcat. Păcat e tot ce nu-i supus lui Dumnezeu cu gând voios. Păcat e tot ce nu-i adus din rădăcină lui Hristos. Și ultimul verset spune așa: păcat e tot ce-i greu și amar, dar dintre toate cel mai greu e răul aruncat spre har și pumnul întors spre Dumnezeu. Vestea bună care a fost deja adusă în această seară prin cuvânt este că Dumnezeu este acela care iartă păcatele. Ioan 3:16 spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta este vestea bună. Vestea tristă este, frați și surori, că există un păcat care nu poate fi iertat. Există un păcat care umple paharul, există un păcat care duce la moarte. În Evanghelia după Luca am citit așa: astfel predica Ioan orodului Evanghelie. Îi dădea multe alte îndemnuri, dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă și pentru toate relele pe care le făcuse. Observați un detaliu aici: a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. A mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că el a închis pe Ioan în temniță. Există un păcat, frați și surori, stimați ascultători, care umple paharul.
Există un păcat care duce la moarte. Am citit din Evanghelia sau din Epistola lui Ioan, nu Evanghelie. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care duce la moarte, care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Și apoi există afirmația aceasta. Există un păcat care duce la moarte. Aș vrea să ne uităm la Irod Antipa în această seară. Omul acesta la care a predicat Ioan Botezătorul Evanghelia, omul acesta despre care Biblia spune că se temea de Ioan, îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotia și când îl auzea de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă. Totuși a venit o zi cu bun prilej când Irod își prăznuia ziua nașterii, a dat un ospăț, fata Irodiade a intrat în sala aceea de petrecere, a dansat, l-a sedus pe Irod Antipa și l-a spus, spune-mi ce vrei să-ți dau, dacă vrei îți dau jumătate din împărăție. Și ea s-a dus la mama ei și a spus, mamă, uite ce ofertă am primit. Și răspunsul mamei a fost, cere capul lui Ioan Botezătorul. Frați și surori, care este păcatul care umple paharul? Care este păcatul acela care duce la moarte? Nu pot să nu mă folosesc de următorul verset pe care cred că toți de aici îl știm. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Care este păcatul care duce la moarte? O fi păcatul care duce la moarte păcatul numit crimă? Dacă ne uităm în Sfintele Scripturi, pe lângă Irod Antipa, care s-a făcut vinovat de crimă, a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și alți oameni s-au făcut vinovați de crimă. Spre exemplu, David, într-o zi, a comis păcatul acesta. Și l-a trimis Dumnezeu pe profetul de curte a lui David, pe Natan, la el și a zis, David, trebuie să spun o întâmplare, într-o cetate erau doi oameni, unul era bogat și altul era sărac. Bogatul avea turme de oi nenumărate, săracul avea o singură mielușa pe care o cumpărase, o creștea la sânul lui, mânca din aceeași bucată de pâine, ia cu el, bea din același pahar cu el, o privea ca pe fata lui. Și a venit cineva la bogat acasă, un musafir, și în loc să staie din turmele lui de oi, a luat oaia săracului. Și David face o demonstrație de spiritualitate spunând, omul acela este vrednic de moarte. Și Natan îi spune, David, tu ești acela. Știm bine că David se căiește înaintea lui Dumnezeu. Cunoaște Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu există viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, spune David, ți-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis să-mi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Dumnezeu l-a iertat pe David pentru crima comisă și prin Atan Dumnezeu îi spune, David, așa vorbește Domnul, te iert, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii mei să hulească, vei plăti pentru asta. Este crima păcatul care umple paharul? David a fost iertat de crimă. Este adulterul păcatul care umple paharul? David s-a făcut vinovat și de adulter. Irod Antipa s-a făcut vinovat de crimă,
Irod Antipa s-a făcut vinovat de adulter. Este divorțul păcatul care umple paharul? Frați și surori, aș putea să continui cu multe păcate în această seară. Eu cred, fără ca cineva să se scuze în vremea asta, fără ca cineva să justifice păcatele în vremea asta, crima poate fi iertată. Cunosc persoane, mame, care s-au făcut vinovate de crimă, de avort, s-au pocăit și Dumnezeu le-a iertat. Cunosc oameni care s-au făcut vinovați de alte păcate mari, s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat. Este adulterul păcatul care umple paharul, crima, divorțul, mândria și așa mai departe? Vreau să fac următoarea afirmație. Eu cred că toate păcatele acestea pot fi iertate. Însă toate păcatele acestea pot să umple paharul. Crima poate fi iertată și crima poate să umple paharul. Adulterul poate fi iertat și adulterul poate să umple paharul. Divorțul poate fi iertat, dar divorțul poate să umple paharul. Mândria poate fi iertată și mândria poate să umple paharul. Minciuna poate fi iertată și în același timp minciuna poate să umple paharul. Care este păcatul care umple paharul? Vreau să mă mai repet o dată. Faptul că toate păcatele acestea pot fi iertate, asta nu este o justificare pentru păcatele noastre și n-ar trebui să ne scuzăm spunând voi păcătui pentru că și alții au fost iertați. Mă repet, oricare din păcatele pe care noi oamenii le comitem pot fi iertate, dar în același timp pot să umple paharul. Înainte de a ne uita la Irod Antipa în această seară, vreau să mai fac o observație, o afirmație pe baza unui verset biblic din Cartea Faptele Apostolilor. Biblia spune așa că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cu alte cuvinte, nimeni de afară, frați și surori, nu se poate face vinovat sau vinovat de păcatul care duce la moarte decât oamenii aceia care au primit cunoștința adevărului. Va spune cineva, dar Irod Antipa, nu făcea parte din cei de afară? Lui Irod Antipa i-a predicat Ioan Botezătorul. Îl asculta cu plăcere, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Irod Antipa a fost expus la Evanghelie. Pe lângă toate celelalte rele pe care le făcuse, Biblia spune că a mai adăugat și pe acela de a-l fi închis pe Ioan și apoi i-a tăiat capul. Care este păcatul care umple paharul? Sau când păcatele noastre umple paharul mâniei lui Dumnezeu? Păcatul care umple paharul, frați și surori, stimați ascultători, este păcatul din care nu ne mai putem opri. Păcatul care umple paharul și care duce la moarte este păcatul din care nu ne mai putem opri. Uitați-vă ce s-a citit în seara aceasta. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale ce să cer. Și mama sa i-a răspuns capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit
să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. Eu cred că Irod nu s-a mai putut opri. Pe lângă toate celelalte rele pe care le-a făcut, a mai adăugat și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Frați și surori, întreb în seara aceasta la Elim, se teme cineva de păcatul acesta? Păcatul care umple paharul, păcatul care duce la moarte, este păcatul acela din care nu te mai poți opri, pe care Dumnezeu te lasă să-l faci, pe care Dumnezeu te lasă să-l repezi, pentru care lui Dumnezeu nu-i mai pasă că-l comiți. Probabil ar fi potrivită următoarea întrebare pentru noi în această seară. De ce Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? De ce Dumnezeu ne lasă uneori să adăugăm păcate după păcate la viața noastră? Va spune cineva, dacă Dumnezeu ne lasă, sau Dumnezeu ne lasă pentru că este bun. Stimați frați și surori, stimați ascultători, eu cred că bunătatea lui Dumnezeu n-ar trebui măsurată în termeni aceștia. Dumnezeu e bun cu mine, sau de vreme ce mă lasă să fac ce vreau, e bun cu mine. Vreau să fac următoarea afirmație. De vreme ce mă lasă să fac ce vreau, nu-i bun cu mine. Nu-i bun cu mine. Biblia spune următoarele cuvinte, citez: suferiți pedeapsa Domnului. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Care este fiul acela, spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, pe care tata lasă să-și facă de cap? Este exclus asta. Dacă suntem scutiți de pedeapsă, de care toți oamenii, toți fii au parte, suntem copii din flori și nu fii. Păcatul care umple paharul este păcatul pe care Dumnezeu te lasă să-l faci și din care nu te mai oprește și nu te mai poți opri din păcatul acela. Vreau să vă spun o întâmplare. Veneam într-o seară de la biserică din Lugașul de Jos. Vă aduc salutări de la Lugașul de Jos. Sora Carmen, înainte de a veni, am conversat puțin pentru o problemă și am spus că ajung la Timișoara, fost alăzăroaie, și vă aduc salutări de la Lugaș. Veneam într-o seară de la Lugașul de Jos spre casă, de la biserică, și am întâlnit un bărbat cu care am copilărit în biserică. I-am rostit numele, era Săptămâna Mare, am lăsat geamul jos de la mașină și am zis, i-am spus numele, n-am să-l folosesc numele lui în seara asta aici. Zic, nu vrei să vii săptămâna asta la biserică? Mâine-i vineri, Vinerea Mare, duminică, sărbătoare, prima zi de Paști, a doua zi, luni. Poate Dumnezeu te scapă de duhul acesta de alcool, un bărbat alcoolic. Am crescut în aceeași biserică. S-a uitat la mine și mi-a rostit numele cum mi l-au rostit prietenii acasă, Ioșca, și mi-a spus un cuvânt pe care n-am să-l uit niciodată. Tu nu știi ce înseamnă să te ia alcoolul pe dinainte. Tu nu știi ce înseamnă să nu te mai poți opri. Nu știi ce înseamnă să nu te mai poți opri. Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Îl comiți din nou și din nou. Te-a legat și Dumnezeu te lasă să-l comiți. De-i bun cu tine, nu te lasă. De-i bun cu mine, nu mă lasă.
Câți copii de aici au interpretat greșit că tata e rău când a pus cureaua pe ei? Ridicați mâna ca și mine, îmi pun ochelarii să mă uit bine. Câți ați crezut ca și mine? Și tu așa-i? Și n-a fost tata bun? Ba da. Dacă am mai spus la Elim, mă repet în seara asta, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un tată care a pus cureaua pe mine. Da, nu m-a lăsat să fac ce vreau. M-a oprit. Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Uitați-vă la Erod Antipa. Nu se mai putea opri. A tot adăugat. De ce ne-aș întreba în seara asta aici? Dumneatale, ce adaugi la viața ta? Care-i păcatul acela pe care îl tot adaugi la viața ta? Trebuie să mai spun ceva, pentru că nu pot să fac vreo nedreptate lui Dumnezeu nici în seara asta. Și probabil vă întrebați, cum adică i-aș putea face vreo nedreptate lui Dumnezeu? Adevărul este că noi toți ne-am născut cu incapacitatea de a ne putea opri. Ne-am născut morți în păcatele noastre, în care trăiam odinioară, ca toți oameni, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. Da, ne-am născut cu incapacitatea de a ne putea opri. Cu alte cuvinte, nu noi ne-am oprit. El ne-a oprit. Ce mă bucur să aud un aleluia la Elim în seara asta. Nu noi ne-am întors, El ne-a întors. Aleluia! Aleluia! Nu noi ne-am ridicat din groapa pieirii. Nu noi, El ne-a ridicat. El ne-a mântuit. El ne-a scos de acolo din mocirlă. Cum spune psalmistul, împusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine. El ne-a scos din groapa pieirii. El ne-a scos din fundul mocirlei. El ne-a pus picioare unde? Pe stâncă. El ne-a întărit pașii. El ne-a schimbat repertoriul muzical. El a pus în gura noastră cântare de laudă. Măriți să fie Domnul. Amen. Ei, când cineva adaugă păcat după păcat la viața lui, cu atât mai puțin se poate opri. Țineți minte și vreau să punem la inimă în seara asta. Păcatul care umple paharul, păcatul care duce la moarte, este păcatul din care nu te mai poți opri. Acesta se pare că este unul observabil. Vede cineva pe fratele lui săvârșind un păcat care nu duce la moarte să se roage. Dar când vede pe cineva că el comite un păcat care duce la moarte, nu se mai poate opri să nu se roage. Vreau să vă spun că și eu, ca și mulți alții prezenți aici, știu pe cineva care poate opri. Știu pe cineva care poate ridica. Știu pe cineva care poate elibera. Știu pe cineva care poate să te oprească din păcatul tău. Este Iisus Hristos. Este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Este Domnul cel tare și puternic. Este Domnul cel vitează în lupte. Și dacă este cineva aici în seara asta, Doamne, care și-ar dori să se oprească și nu poate, de mai poate fi oprit, oprește-l, Doamne. Amen. Oprește-l, Doamne. Amen. În al doilea rând, frați și surori, păcatul care umple paharul nu este doar păcatul din care nu te mai poți opri. Este păcatul pe care îl conștientizăm, dar nu ne mai doare. Repet, păcatul care umple paharul sau păcatul care duce la moarte
În al doilea rând, este păcatul pe care îl conștientizăm, dar nu ne mai doare. A fost o vreme când Irod Antipa îl asculta pe Ioan cu plăcere. Îmi place o expresie de acolo și nu vreau să trec peste ea. Irod se temea de Ioan, dar de ce se temea de el? Avea armată, avea prieteni, avea oameni sus puși, îl știa un om neprihănit și sfânt. Lumea întotdeauna a avut respect, nu toți, că aș greși, pentru oamenii care au trăit cu adevărat cu Dumnezeu. Irod îl asculta cu plăcere. A fost un moment în care stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Irod a conștientizat păcatul. Dar pe lângă toate celelalte rele pe care le-a făcut, l-a mai adăugat și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Frați și surori, păcatul care umple paharul sau care duce la moarte este păcatul pe care îl conștientizăm, dar nu ne mai doare. Vreau să dau citire la ceva din Psalmul 38. Uitați ce spune David. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urcia ta, că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nici o vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu. Sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Și vreau să sar la versetul 18. Îmi mărturisesc fără de legea și mă doare păcatul meu. Nu proclam următorul lucru, ci îl spun cu durere aici în seara asta. Trăim o vreme sau fac parte dintr-o generație pe care toate o dor. Toate ne dor. Toate ne dor din cap până în picioare. E trist că am ajuns să ne doară că ajungem să îmbătrânim și dacă mai pierdem un pic din păr ne doare și vrem să facem ceva, să arătăm din nou ca cei tineri. Ne dor durerile fizice, ne doare aspectul fizic. Am o întrebare pentru noi toți în seara asta la Elim. Păcatul de ce nu ne mai doare? Păcatul de ce nu mai doare în biserici astăzi? Slujesc de 24 de ani în biserica din Alești și de 20 de ani la Lugașul de Jos. Pot să spun cu durere în seara asta. Constat și eu, ca mulți alți slujitori, păcatul nu mai doare în vremea asta. Dar de ce? De ce nu mai doare păcatul? Păcatul care umple paharul, care duce la moarte, este păcatul pe care îl putem conștientiza, dar nu ne mai doare. Nu știu câte întrebări să pun, nu știu cât observații să fac, dar aș pune o întrebare în seara asta aici la Elim. Aici e cineva pe care îl doare păcatul?
Poate am venit cu problemele noastre fizice, cu speranța să fie rezolvate. Am venit cu problemele noastre familiale, cu speranța să fie rezolvate. Păcatul doare pe cineva? E atât de grea întrebarea asta. Mai ales în vremurile în care noi trăim, când asistăm la o minimalizare a păcatului fără precedent. Fără a aduce o umbră și a pune în umbră Biserica Elim în această seară, departe de mine gândul acesta. Mă întreb, unde este biserica aceea în care doare păcatul? Unde mai este? Poate înainte de a pune întrebarea asta, ar trebui să vă spun că sunt în căutarea unui om pe care să-l doară păcatul așa cum trebuie. Spre mine arată în seara asta. E vai de mine dacă stau în fața dumneavoastră în această seară și cel mai mic sâmbure de păcat să nu mă doară, e vai de mine. E vai de mine. Dar de ce nu ne mai doare păcatul? De ce? De ce asistăm la o generație tot mai imună față de durerea pentru păcat? De ce? Să știți că mă frământă întrebarea asta și unul din răspunsul la întrebarea asta s-ar putea să fie următorul răspuns. Nu ne mai doare păcatul, pentru că eu cred că ne-am creat un Dumnezeu după gustul și asemănarea noastră. Dacă m-ai spus asta aici, mă voi repeta în această seară. 90% din repertorul nostru muzical, numai despre bunătate, despre dragoste, despre iubire, vorbesc. Dar Dumnezeu nu este doar dragoste. Dumnezeu este și sfânt. Este și sfânt Dumnezeu. Sau nu este și sfânt? Este sfânt. Aleluia. Aleluia. Isaia 6, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau 6 aripi, cu 2 și acopereau fața, cu 2 picioare și cu 2 zburau. Și strigau unul către altul și ziceau, ce ziceau? Dragoste, 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 dragoste-i Dumnezeu. L-am însiropat pe Dumnezeu în dragoste. Am îndulcit Evanghelia crezând că oamenii o vor accepta mai ușor și se vor întoarce la Dumnezeu. Efectul a fost cel neașteptat de noi. Ne jucăm uneori în relația noastră cu Dumnezeu. Poate am ajuns să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Pun ghilimele la expresia aceasta. De ce nu ne mai doare păcatul? Predicăm că Dumnezeu este atât de bun încât El trece cu vederea păcatele noastre. Da, eu nu mă îndoiesc de faptul că păcătosul este justificat prin credință în numele lui Iisus Hristos. Dar păcatul n-are justificare. Am ajuns vremea în care să justificăm păcatele, pentru că asta este lumea în care noi trăim. De aceea nu mai doare păcatul, pentru că l-am diluat pe Dumnezeu, deși nu poate fi diluat, și am diluat Evanghelia. Frații mei, este adevărat ce-i scris, Dumnezeu e sfânt. Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava Lui. În Apocalipsa 4 se repetă expresia asta. O aude Ioan.
Era exilat în insula Patmos din Marea Egee și a văzut pe cei 24 de bătrâni care își aruncau cununile. A văzut cele patru făpturi vii care strigau neîncetat în cer: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeu care era, Dumnezeu care este și Dumnezeu care vine. Și asta se repetă neîncetat în cer. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. În prezența acestui Dumnezeu Sfânt suntem noi în seara asta. Aleluia! De ce nu ne mai doare păcatul? Oare nu cumva din pricina faptului că am diluat Evanghelia? Pe de altă parte, mă tem că doar conștientizăm păcatele și nu ne mai dor. De ce oare? Țineți minte ce spune Duhul Bisericii din Efes, Apocalipsa 2? Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă. Și apoi spune, nu trece, nu se plimbă, umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Cu alte cuvinte, Dumnezeu umblă prin adunare. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta. Știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar iată ce am împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adus dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine. Și auziți și atenționare face Domnul acestei biserici. Îmi voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dacă citim în Apocalipsa 4 și Apocalipsa 1 vom vedea că sfeșnicul lui Dumnezeu este asociat cu Duhul lui Dumnezeu. Ce spune Duhul Bisericii din Efes? Dacă nu vrei să te pocăiești, îmi iau Duhul de acolo. Oare nu cumva păcatele nu ne mai dor pentru că și-a luat Dumnezeu sfeșnicul de la noi? Ești aici, Doamne, în seara asta? E prezența Ta aici, Doamne, în seara asta? Doare pe cineva păcatul în seara asta? Când ne doare ceva, trimitem un bilet în față. Când pe cineva îl doare păcatul, omul acela strigă. Ați aminte de Isaia, vai de mine! David în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Păcatul care umple paharul este păcatul pe care, deși îl conștientizăm, nu ne mai doare. Nu știu ce aș putea eu să fac în seara asta. De fapt, nu pot să fac nimic ca să produc durere pentru păcat aici la Elim. Oricât de tare aș striga, oricât de lung aș predica, oricât de coerent aș predica, eu nu pot produce durere pentru păcat. Dar știu că e cineva aici care poate produce asta. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă rog ca Ezechiel altă dată în Valea Oaselor, Duhule, vino. Nu-i poruncesc. Că n-am cum să-i poruncesc, îl implor. Duhule, vino. Vino la Elim în seara asta. Vino, Doamne, și produ durere pentru păcat. Vino, Doamne, și cercetează-ne în seara asta. Pun din nou la modul cel mai serios întrebarea. Doare pe cineva păcatul la Elim în această seară? Știi că de nu te doare păcatul, păcatul acela umple paharul? În al treilea rând și în ultimul rând, păcatul care umple paharul nu este doar păcatul din care nu te mai poți opri, pe care îl conștientizăm, dar nu ne mai doare, este păcatul pentru care Dumnezeu nu ne mai mustră.
A fost o vreme în care Irod Antipa era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. I-a tăiat capul și n-a mai avut cine să-l mustre. Așa tăiem noi capul uneori a celor care, de fapt, ei ne vor binele și noi spunem care că au ceva cu noi. Pastore, ce ai cu mine? Să nu cumva să-i tai capul nu la propriu, la figurat celui prin care Dumnezeu îți vorbește sau te mustră. Păcatul care umple paharul este păcatul pentru care Dumnezeu nu te mai mustră. Nu te mai mustră. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, că Iisus, după ce a fost vândut de Iuda, a fost dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod Antipa. Era galilean. Și când a auzit Irod de Iisus, abia aștepta să-l vadă. Dorea să-l vadă săvârșind o minune, făcând o minune. I-a pus multe întrebări. Și Biblia spune că Iisus nu i-a răspuns nimic lui Irod Antipa. Irod Antipa a umplut paharul. Când Dumnezeu nu ne mai mustră pentru păcatele noastre, păcatele acelea au umplut paharul, păcatul acela a umplut paharul. Când Dumnezeu nu ne mai vorbește cu privire la păcatul din viața noastră, înseamnă că păcatul acela a umplut paharul. A umplut paharul. Există un verset în cartea Osea, capitolul 4, versetul 17, care sună așa. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. E vai de omul acela pe care Dumnezeu îl lasă în pace. Când cineva nu se mai poate opri, a umplut paharul. Când cineva, pe cineva nu-l mai doare păcatul, a umplut paharul. Când pe cineva Dumnezeu nu-l mai mustră și lasă în pace, a umplut paharul. Închei mesajul din seara aceasta, adăugând încă ceva. Va spune cineva, sunt aici și Dumnezeu mi-a vorbit în seara asta. Oare? Știți că există o mare diferență între a auzi un mesaj și a-ți vorbi Dumnezeu? Revin la Isaia, capitolul 6. Când Isaia aude glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, Isaia spune, Doamne, mă duc eu, iată-mă, trimite-mă. Și Dumnezeu îi spune lui Isaia, Isaia, du-te! Dar să nu te aștepți să vezi oameni, să nu te aștepți să vezi oameni mântuiți și oameni care se pocăiesc. Du-te, predică Isaia. Du-te, spune poporului acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor. Și a venit Iisus după câteva sute de ani și l-au întrebat ucenicii, Doamne, Tu de ce ne predici în pilde? Și Iisus îl citează pe Isaia, spunând, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor lor, nu! Oamenii aceștia aud într-una, dar nu mai pricep nimic, se uită într-una, dar nu mai văd nimic. Dar ferice de ochii voștri care văd și de urechile voastre care aud. În încheierea mesajului din seara aceasta, vreau să pun o întrebare simplă, dar grea. Nu întreb dacă cineva a auzit mesajele în seara asta, ci vreau să întreb dacă cineva pricepe ceea ce Dumnezeu îi spune în seara asta. Nu întreb dacă cineva a auzit cântările cântate în această seară. Simte cineva că Dumnezeu îi vorbește în seara asta?
Du-te, spune poporului acestuia, într-una veți auzi, într-una evanghelizări, într-una predici, într-una conferințe, într-una întâlniri. Spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Doamne, vorbește-ne în seara asta. Doamne, oprește în seara asta. Doamne, cercetează în seara asta. Cred că n-ar fi greșit să ne însușim rugăciunea lui David în Psalmul 139, în care el începe astfel: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și încheie psalmul acesta implorându-L pe Dumnezeu: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vreau să ne rugăm. Îi cineva aici care vrea să se oprească în această seară? Nu știu, să strig tare, nu aș putea opri prin strigăt pe cineva. Îi cineva aici care vrea să se oprească în seara asta? Poate n-ai umplut paharul. Vrea cineva să se oprească? Poate spui vreau și nu știu cum. E Dumnezeu aici în seara asta. E Duhul Sfânt aici în seara asta. E cineva aici care umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. E Dumnezeu. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E Cuvântul lui Dumnezeu care are putere. Aleluia! În al doilea rând, îi cineva aici pe care îl doare păcatul? Dacă am venit aici și avem păcate care a trebuit să ne doară și nu ne mai dor, am venit degeaba în locul acesta. Îl rog pe Dumnezeu în această seară, în timpul rugăciunii: Doamne, lasă durere pentru păcat la Elim. Lasă pocăință pentru păcate la Elim. Lasă, Doamne, durere! Și când pe cineva îl doare, strigă la Dumnezeu. Este cineva aici care nu doar a auzit predica, ci simte că Dumnezeu i-a vorbit în seara asta? Oprește-te! I-a spus Daniel împăratului: împărate, placă sfatul meu și pune capăt păcatelor tale.